Deschidem cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 3, voi citi versetul 8 și 9. Geneza, capitolul 3, versetul 8 și 9. Și cuvântul lui Dumnezeu sună în felul următor. Atunci am auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Amen. Astăzi, la primul seminar, ne vom ocupa deci de acest pasaj biblic. Este prima mare întrebare pe care Dumnezeu o adresează omului, pentru că în momentul în care Domnul Dumnezeu vorbește cu Adam și cu Eva, Dumnezeu vorbește cu omenirea, pentru că sunt doar ei doi pe pământ și ei doi pe pământ fiind, ei sunt capul federal al întregii omeniri. Și de aceea întrebarea lui Dumnezeu răsună peste veacuri. Adame sau omule, unde ești? Deci mesajul nostru se intitulează Adame, unde ești? În Iov, capitolul 42, cu versetul 4, Domnul Dumnezeu stă de vorbă cu Iov și îi spune aceste cuvinte: te voi întreba și mă vei învăța. Dar Iov n-a mai îndrăznit să dialogueze cu Dumnezeu, pentru că a zis, ce să-ți răspund eu ție, Doamne? Haide-mi însă să folosim noi această întrebare către Dumnezeu. Doamne, vrem să te întrebăm, dar învață-ne Tu, nu vrem să te învățăm noi. Să ne învețe Dumnezeu. Și El a promis că o să ne descopere toate lucrurile. Ioan 14, cu 26. În seara aceasta, în ziua de astăzi, în momentul acesta, Dumnezeu ne adresează și nouă această întrebare. Omule, unde ești? Unde te afli? Și întrebarea este din trei perspective distincte. Unde ești, omule, în relația cu Dumnezeu? Unde ești, omule, în relația cu tine însuți? Te respecti tu? Dacă eu nu mă respect, cum să am pretenție să mă respecte alții? Unde ești tu, omule, în relația cu semenul tău? În ce relație ești cu el? Și Domnul strigă în conștiința noastră: unde te afli din această perspectivă a relației cu mine, cu tine însuți și cu semenul tău? Dacă Domnul întreabă omule, Adame, pentru că Adam înseamnă om, pământ, Adame, unde ești, omule, unde ești? Aș vrea să ne aducem aminte. Dumnezeu nu întreabă lucrul acesta pentru că Dumnezeu nu știe unde te afli sau unde mă aflu. Dumnezeu pune această întrebare ca să mă facă pe mine conștient să-mi dau seama unde mă aflu. Lazare, unde ești? Tu știi unde ești? Tu știi ce înseamnă să umbli departe de mine, de fața mea? Tu știi ce înseamnă să întorci spatele lui Dumnezeu? Tu știi la ce te-ai angajat când ți-ai lăsat inima să guste păcatul? Știi urmările? Ai crezut că o să cunoști binele și răul. Îl cunoșteai deja. Pentru că diavolul cu care ai stat de vorbă, el este răul în univers. Ei știut istoria? Ei știut istoria? Unde ești? Și haidem să vedem cum răspund oamenii. În primul rând, omul i-a răspuns Dumnezeu, m-am ascuns. M-am ascuns. Ți-am auzit glasul în grădină, spune versetul 10 din Geneza 3, și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Omul gândește omenește și de aceea se ascunde. În relație cu Dumnezeu, care este atot înțelept, noi nu suntem mai pricepuți decât copiii noștri, decât nepoții noștri. Ne jucăm cu nepoțelul, cu așeruț și se ascunde. Și dacă n-ar unde să se ascundă,
ca să crede că se ascund, închide ochii. Și dacă nu ne vede, el s-a ascuns. Oamenii se ascund. Dumnezeu întreabă, unde ești? Și m-am ascuns. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ascunderea de Dumnezeu este o soluție omenească în nebunie. Psalmul 139, versetele 7 la 12. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noaptea lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. O soluție de felul acesta, când Dumnezeu te întreabă unde ești, un răspuns de felul acesta, m-am ascuns, este o soluție în nebunie. Știți de ce? Pentru că omul și Dumnezeu sunt interlegați. În ce sens? Dumnezeu ne-a creat. Și pentru că Dumnezeu ne-a creat, nu putem să ne ascundem de Creatorul nostru. Tot în Psalmul 139, versetele 13 la 16, David spune: Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Auziți? Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât numai un embrion, fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi făcut și cunoscute vreuna din ele. Dumnezeu ne-a întocmit, Dumnezeu ne-a creat, prin urmare, a încercat să te ascunzi de fața lui Dumnezeu, este o imposibilitate. Și de aceea, Dumnezeu, când te întreabă și când mă întreabă, Lazare, Adame, omule, unde ești? Dacă prin fapta pe care o faci, dacă prin trăirea departe de El ca și Adam, ascunzându-te de El, prin păcatul făcut în ascuns, prin umblarea în afara legii lui Dumnezeu, crezi că te ascunzi de Dumnezeu, Dumnezeu îți spune și Dumnezeu îmi spune, este o nebunie. Eu oricum te văd, oriunde ai fi. Dar Dumnezeu nu se uită după noi, nimeni să nu înțeleagă greșit pe Dumnezeu, pentru că imaginea multora este aceasta, că Dumnezeu este un jucător de baseball, folosesc această expresie, și are un băț mare de baseball. Și tot timpul e după noi, cum ne vede că am călcat pe unde nu trebuie, ne rupe picioarele. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu urește păcatul, dar te iubește pe tine și pe mine, pe păcătos. Dacă nu ne iubea, nu vine Iisus Hristos în lumea noastră. Deci El nu ne urmărește ca să ne rupă picioarele, El ne urmărește ca să ne dăm seama unde suntem și să ne întoarcem la El. Haideți să vedem cum a lucrat Dumnezeu în viața lui Iona, ca să-l determine să nu se ascundă. În cazul lui Iona, Dumnezeu, poate fi și în cazul tău, dar în cazul lui Iona, Dumnezeu a făcut trei lucrări. A intervenit cu trei strategii. Prima strategie, a trimis o furtună pe mare. Iona, capitolul 1, versetele 4 la 15. Iona trebuia să meargă să predice cuvântul lui Dumnezeu în Ninive, în Asiria, dușman de moarte al lui Israel, al lui Iuda. Și evident că Iona, ca și tine și ca și mine, cum? La ăștia care mi-au făcut mie rău, la ăștia să mă duc. Lor să le spun să se pocăiască, lor să le spun de bunătatea lui Dumnezeu? Nu. Și s-a urcat într-o corabie ca să fugă undeva pe Mediterana, posibil. Dar Dumnezeu a trimis o furtună pe mare și a arătat lui Iona următorul lucru. Iona, dacă ai vrut să te ascunzi pe apă, eu sunt acolo. Dacă vrei să te ascunzi în furtună, eu sunt în furtună.
Lucrul acesta și ideea aceasta o va relua Iisus Hristos în Matei capitolul 8, versetele 23 la 27, învățându-i pe apostol că dacă îl ai pe Iisus Hristos în corabie și în furtună, tu te poți ascunde, dar știți unde? Ascunde-te în El în furtună, nu te ascunde de El. Dacă tu vrei să te ascunzi, ascunde-te în El, în Hristos. Pentru că Hristos este un turn tare, un turn binecuvântat, o cetate de scăpare. În cazul lui Iona, Dumnezeu i-a arătat că nu se poate ascunde în furtun. Apoi, Dumnezeu a trimis a doua strategie, ca să-l determine pe Iona să nu se mai ascundă. A trimis un pește uriaș, Iona 1 cu 17, și un vierme, Iona 4 cu 6 la 8. A trimis un pește uriaș. Nu se știe, sunt tot felul de gânduri, o balenă imensă. Nu știm noi ce pește a fost acesta. Cert este că atunci când Iona a fost aruncat în mare, probabil cândva Dumnezeu îmi va îngădui, pentru că și lucrul acesta mă frământă de ani de zile, vă spun de ani de zile, eu am multe teme în minte și pe masă, de ani de zile mă frământă gândul acesta, moartea lui Iona, pentru că Iona a murit, să știți că Iona nu a fost viu în pântecele peștelui, cum se crede că a fost viu. Iisus Hristos a spus cum a stat Iona 3 zile și 3 nopți în adânc, în pântecele peștelui, așa a stat și fiul omului. Fiul omului n-a stat leșinat în mormânt. A stat mort în mormânt. Iona a murit. Dacă citiți cu atenție Iona când a fost aruncat în mare, este foarte posibil că a intrat în iarba aceea mare, de mare, în alge, s-a încălcit în ele, că așa spune cuvântul Domnului, s-a încălcit în ele și s-a înnecat. S-a înnecat. Când s-a întâmplat lucrul acesta, cuvântul Domnului, el spune o expresie pe care nu mai folosește nimeni în Scriptură, că a coborât până la porțile locuinței morților. Undeva, așa cum vă spuneam în altă parte, undeva în pământ este o poartă cu adevărat, este poarta locuinței morților, undeva în inima pământului. Ion a fost coborât până acolo, pentru că Ion a murit. Și de acolo, de la barele acelea, despre în engleză spune the bars of the house of the dead, of hell. De acolo, dintre barele acelea, Dumnezeu l-a ridicat și l-a înghițit acest pește imens, ca și pe o pradă, și până n-a apucat să se digere în pântecele lui, așa a vrut Dumnezeu să-l păstreze, ca și pe Iisus Hristos în mormânt, Iona a fost aruncat înapoi la mal. Iona a fost înviat din morți, deci Iona este un om înviat din morți, deci este un prototip al Domnului Iisus Hristos, și dacă n-a putut să se ducă de bună voie, imaginați-vă pe Iona în ce condiții se duce acum, în acizii aceia din pântecele peștelui, totul este ars acum, totul este descolorat, în loc să arate frumos, să arate bine, este un om care nu arată prea plăcut să-l vezi, nu? Pentru că totul este ars, totul este descolorat din pricina acizilor din stomac, dar în condiția aceasta se duce să predice Evanghelia iertării. Și Iona tot nu se pocăiește, și dacă nu se pocăiește, Dumnezeu l-a umilit cu un vierme, nu? Atunci când a crescut planta aceea care i-a făcut umbră, Dumnezeu a trimis un vierme la rădăcina plantei, a mâncat rădăcina, planta s-a uscat și Iona a făcut insolație, a leșinat, durere de cap. Dumnezeu a vrut să-i arate lui Iona și să-i demonstreze că nu te poți ascunde de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este stăpân pe creație și pe lucrurile mari și pe lucrurile mici. Nu le poți explica pe toate, ca și povestea aceasta care o știți foarte bine, nu? O tânără se spune că s-a întors la Domnul după ce a avut o viață foarte murdară. A trăit în păcat, că fiind fără Dumnezeu nu putea să aibă o viață altfel decât o viață păcătoasă. Întorcându-se la Domnul, știți, când în dragostea din tâi, la toată lumea vrei să spui ce ți-a făcut Dumnezeu. Așa că se folosea de ocazie, dacă era pe stradă, să le spună la oameni despre mântuire, să le spună despre Domnul Iisus Hristos. Și istoria spune că era în această piață undeva într-un oraș
Și vorbea oamenilor despre Iisus Hristos și despre viața pe care a avut-o și cum a schimbat-o Iisus Hristos. Un domn, probabil un ateist, se vede că este un ateist după istorie, așa, deranjat de istoria ei și de îndrăzneala ei de a spune la oameni despre mântuire și despre numele Domnului Iisus Hristos, i-ar fi pus aceste întrebări. Domnișoară, este drept că ai fost o tânără imorală? Da. Este drept că ai făcut tot ce nu se face moral? Da. Și te-ai întâlnit cu acest Hristos de care vorbești și te-a schimbat? Da. Și crezi că Iisus Hristos ăsta e adevărat? Da, eu cred că este adevărat. Mi-a schimbat viața. Eu sunt dovada. Dar tu crezi că tot ce scrie în Biblie este adevărat? Eu cred că tot ce scrie în Biblie este adevărat. Și atunci, știi, ca să o pună la colț, să o încurce, a zis, ai citit povestea aia cu Iona. Și am citit-o. Și tu chiar crezi că un pește a înghețit pe Iona? Da, păi cum se poate, domnișoară, un pește nu poate să înghită un om. Ai încercat să-i științific, nu se poate, așa. Ai alte explicații? Zice, nu, eu decât cred, a spus fata, domnișoara aceasta. La care domnul acesta ar fi insistat și ar fi zis, dar dacă totuși trebuie să dai o explicație mai mare, mai clară, cum o să faci? Și ea a zis, mă, când o să mă ducă domnul în rai, mă voi întâlni cu Iona și atunci o să-mi explice Iona care este treaba, cum a înghițit, cum l-a înghițit peștele și ce s-a întâmplat acolo. Și auzi ce spune domnul acesta și a zis, domnișoară, dar dacă Iona nu e în rai, ce te faci? Păi ce, foarte simplu, îl întrebați dumneavoastră. Așa. Dumnezeu vrea să ne arate și să ne spună, nu încercați să vă ascundeți de mine. Dacă vreți să vă ascundeți, ascundeți-vă în mine, dar nu de mine. Pentru că eu controlez marea, eu controlez furtuna, eu controlez lucrurile mari, eu controlez lucrurile mici. Și Dumnezeu îi dă lui Iona a treia strategie, salvând un oraș întreg. Iona 3, capitolul 3, versetele 4 la 10. La 10 îi această afirmație peste 120.000 care nu știau să deosebească dreapta de stânga. Cei mai mulți comentatori biblici, frați și surori, doamnă și domnilor, explică această expresie, 120.000 care nu știau să deosebească dreapta de stânga, este vorba de copii. Deci, era un oraș imens, Ninive, pentru că copiii nu știu care e diferența între dreapta și stânga. Dacă aveau 120.000 de copii, imaginați-vă cât de mare era orașul. Poate era peste 1.000.000 de locuitori și Dumnezeu a putut să salveze prin cea mai scurtă predică, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, a putut să salveze poate până la 1.000.000 de oameni. Este mare Dumnezeu, nu este așa? Ascunderea, deci, este o soluție în nebunie și Dumnezeu ne arată, nicăieri nu te poți ascunde. Pe de altă parte, a doua dimensiune, ascunderea ne mărește mizeria. Când te ascunzi de Dumnezeu, amărăciunea ți se mărește. Iacob 1 cu 17, cuvântul Domnului spune, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Toate lucrurile bune ne vin de la Dumnezeu, deci nu prin păcat, pentru că dacă ne ascundem de Dumnezeu, nu facem altceva decât să ne mărim mizeria, necazul, amărăciunea. Uitați-vă la fiul risipitor în Luca capitolul 15, versetele 11 la 18. Acasă la tatăl sunt bine, toate, e bogăție, este pâine, este pace, aur, argint, haine scumpe, slujitori, viței îngrășați. Departe de casa tatălui este mizerie morală, versetul 13, mizerie materială, versetul 14, mizerie socială, versetul 15, mizerie relațională, versetul 16, mizerie fizică, versetul 17 din Luca, capitolul 15. A încerca să te ascunzi de Domnul însemnează a-ți mări mizeria în care te afli. Mai adăugăm la mizeria noastră. La beție mai adaugi adulter,
La adulter mai adaugi minciună, la minciună poți să mai adaugi crimă și așa mai departe. Îți adaugi mizerie la păcat, pentru că păcatul îl fac oamenii în ascuns. Încă o dată, de Dumnezeu nu te poți ascunde, dar Dumnezeu zice, ascunde-te în mine. Chiar în furtună, ascunde-te în mine. Chiar în necaz, ascunde-te în mine. În al doilea rând, când Domnul întreabă unde ești, ca și Adam și Eva, admite realitatea. Spune-i unde ești. De 4 ori Adam recunoaște în fața Domnului greșeala. Versetul 10, mi-a fost frică. 10, partea a doua, eram gol. 10, partea a treia, m-am ascuns. Versetul 12, am mâncat. Trebuie să admiți greșeala. Cum a arătat căderea lui Adam? Frați și surori, doamnelor și domnilor, aș vrea să mă ascultați cu atenție în ceea ce urmează să vă spun, pentru că n-aș vrea să fiu înțeles greșit de afirmația pe care o fac, să creadă cineva că sunt prejudiciat cu privire la adresa surorilor sau prejudiciat cu privire la adresa bărbaților. Este o lege pe care Dumnezeu a stabilit-o în creație, și anume, când l-a creat pe Adam, Dumnezeu a intenționat ca bărbatul, Adam, capul familiei, să primeze în familie din punct de vedere intelectual. Nu că este superior soției, dar problemele intelectuale să fie rezolvate de soț, de bărbat. Uitați-vă în Geneza 2, 16 la 20, Efeseni 5 cu 23, 1 Corinteni 11 cu 13. Când a creat-o pe Eva, Dumnezeu a făcut-o pe Eva, pe soție, ca în familie soția să primeze din perspectivă emotivă. Și primatul intelectual cu cel emotiv să se balanceze. Diavolul a știut lucrul acesta. Diavolul a știut lucrul acesta. Și de aceea uitați-vă cum a fost căderea lor. Diavolul a venit și pe cine a antrenat în discuție? Pe cine? Pe Eva, care nu era pregătită intelectual să aibă o dezbatere teologică cu el. Era pregătită emotiv, dar nu intelectual. Știa că nu trebuie să asculte de diavol, știa lucrul acesta. Dar când îndoielnic i-a pus întrebarea, a zis oare Dumnezeu să nu mănânci? A mișcat-o emotiv. De unde să știu exact cum a zis? Adam a fost acolo, n-am fost eu când, mai aproape de Dumnezeu când s-a vorbit lucrul acesta. Și a căzut. Și uitați ce se întâmplă mai departe. După ce a căzut Eva, îl abordează emotiv pe Adam, nu intelectual. Dragul meu, hai mănâncă și tu, știi ce bun este? Hai să vezi. Ce se întâmplă? Ispititul a devenit ispititor. Ispititul a devenit ispititor. Și astfel omul a căzut. De ce este un principiu mare? Nu te angaja în lucruri care nu sunt pentru tine. De exemplu, 1 Petru 4 cu 15, cuvântul Domnului spune, nimeni dintre voi să nu sufere ca unul care se amestecă în ce? În treburile altora. Este bine dacă ți se cere un sfat să dai un sfat, dar știți, în România era unul care dădea indicații prețioase. Mai țineți minte? Ținea cuiul de la cizmă în partea dreaptă din gură și dădea indicații prețioase cum să facă rachetele nucleare. Come on! Era Ceaușescu. De la cizmăria din Scornicești la primărie în București. La președinție în București. Nu vrem să fim ironici, vrem să ne descrețim puțin fruntea ca să înțelegem. Nu te antrena și nu te angaja într-un lucru care te depășește. De ce vrei să fii ridicol? De ce vrei să fii ridicol? Pentru că o să cazi.
Dacă problema aceasta te depășește, spune, nu-i de mine. Întrebați soțul, întrebați soția, întrebați copiii, întrebați păstorul. Căderea, deci, care este admisă, Adam și Eva au admis că au căzut până la urmă, mi-a fost frică, am mâncat, am luat, am văzut. Căderea este împătrită în aspect. Ia uitați. Primul este privirea transformată în poftă. Geneza 3:6. Eva a văzut că pomul era de dorit și așa și a privit la el. Este pofta transformată în dorință. Privirea transformată în poftă. Apoi, este 2, dorința transformată în decizie. Pomul era de dorit, Geneza 3:6. Adam s-a decis să meargă și el pe drumul căderii. 3. Dorința transformată în faptă. A luat deci și a mâncat și el. Și cum spuneam, 4, sedusul devine seducător. Eva a dat și bărbatului ei și a mâncat și el. Nu este simplu, frașesoror, doamnelor și domnilor, să admiți păcatul. Nu este simplu. Dar soluția este, trebuie să admiți, dacă vrei să scapi de el. Nu este confortabil să admiți păcatul. Nu este deloc confortabil. Deci hai să vedem dificultatea admiterii realității. Și Adam și Eva au păcătuit. Când la confruntare, încă a mai avut zvârcoliri și Adam și Eva, în această zvârcolire de admitere a realității, Adam pe cine blamează? Pe cine blamează? Pe Dumnezeu. Femeia pe care mi-ai dat-o? Tu. Dacă tu nu făceai femeie, nu aveam probleme. Observați? Există această lecție, acest joc de blamare. Cine-i de vină? Nu? Ca și în familie. Apoi, până la urmă, a admis că a mâncat. Eva, la rândul ei, a transferat vina pe șarpe care a ispitit-o. Geneza 2:13. Oamenii au dificultate să admită păcatul, să admită realitatea. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, așa să priviți în momentul acesta în care ascultați acest mesaj, acest seminar, ca și când a sta exact în fața lui Dumnezeu și pune numele tău acolo, nu te cheamă Adam, te cheamă Vasile, te cheamă Maria, te cheamă Lazar, te cheamă whatever. Și te întreabă unde ești și spune aici sunt, Dan. Pentru că la următoarea întrebare este ce ai făcut? Trebuie să ai curajul să-i spui, nu din cauza soțului am făcut asta, nu din cauza tinereții am făcut asta, nu din cauza soției am făcut asta, este din cauza mea. Pentru că în final eu decid ce fac, tu decizi. Nu decide nici soțul, nici soția, nici tânărul, nici tânăra, nici păstorul, tu decizi. Oamenii au dificultăți să admită și de aceea trimit vina. Am să vă dau câteva exemple din procesul criminalilor de război naziști, proces care a avut loc la Nuremberg, câteva personalități celebre din lumea nazistă. Joseph Soyuz, un administrator nazist în lagările de concentrare, la întrebarea judecătorilor, de ce ai făcut ce ai făcut, a spus, citez, eu nu sunt de vină. Un soldat ascultă totdeauna ordinele superiorilor săi. Încheiat citat. Dar un soldat nu trebuie să facă crimă. Comandantul de batalion, Walter Langlesit, s-a scuzat zicând, citez, eu am fost un om mic și neînsemnat. Planurile de exterminare a evreilor au fost făcute de șefii cei mari. Am încheiat citatul. Așa s-a scuzat. A fost scuzat pentru aceasta? Nu. Colonelul Rudolf Hess, comandant la Auschwitz, este omul care a supravegheat exterminarea a 2,5 milioane de evrei. A declarat, citez,
În Germania se credea că dacă ceva nu merge bine, omul care dă ordine pentru îndreptare este responsabil. Eu nu m-am gândit niciodată că va trebui să dau socoteală personală pentru executarea ordinelor altuia. Am încheiat citat. Va fi iertat? A fost iertat pentru aceasta? Nu. Hermann Göring, omul numărul 2, imediat după Hitler, Reich Mareșalul Germaniei, deci al doilea în comandă după Hitler, când a fost judecat, a țipat indignat zicând, citez: noi am fost un stat cu dictatură absolută. Trebuia să executăm toate ordinele date. Am încheiat citatul. Dacă sunt de vină, sunt de vină. În final, fapta eu am făcut-o, tu ai făcut-o. Și dacă Domnul te întreabă unde ești, ce ai făcut și vrei să ai din nou conștiința curată, vrei să ai din nou demnitatea recâștigată după ce ți-ai pierdut-o în păcat, dacă vrei să ai din nou pacea reprimită, recunoaște adevărul. Recunoaște adevărul. Și în al treilea rând, întrebarea propriu-zisă: omule, unde ești? În relația cu tine însuți. În relația cu mine însumi. În această seară, în această zi, Dumnezeu te întreabă, unde te afli? În relația cu tine însuți. Și uitați ce se poate face în relația cu mine însumi. Mă pot măguli. Luca 18, versetele 11 și 12. Ia auziți, știți bine. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine zicând: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Asta este în relația cu sine. Omul se măgulește, nu știu chiar așa de rău. Că știți cum, care este vorba populară când, este vorba, când omul se raportează la sine? Zice, eu nu fumez, eu nu beau, nu spar casa nimănui, din când în când mă duc și la biserică, am fost și la Crăciun și la Paști. Eu nu cred că Dumnezeu e așa de rău pe mine să mă pună în iad. Dumnezeu nu este așa de rău să te pună în iad, te-ai pus tu singur. Nu Dumnezeu te pune în iad. Pentru că relația cu Dumnezeu este ca o relație de familie, cu soția, cu soțul. Imaginează-ți dacă tu ești soț și te duci acasă la familie numai la Crăciun și la Paști. Te mai primește familia? Te așteaptă poate un an, 2, 10. Dar după aceea îți dă păpuci. Și încă număr mare. Pentru că așa e normal. Nu te măguli singur că tu nu ești așa de rău ca și vecinii tăi sau ca soțul tău, ca soția ta, ca fii sau fiica ta sau ca aia care stau pe ultima bancă la biserică sau ca și ăștia care stau pe banca din față. În relația cu tine însuți, unde ești? Te poți măguli sau te poți mărturisi? Este cea de-a doua poziție. Luca 18, versetul 13. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept, după obiceiul oriental, când cineva plângea și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! În relația cu tine însuți, te poți măguli sau amăgi, înșela singur, sau te poți mărturisi. Pentru că Domnul spune mai departe în versetul 14: eu vă spun că vameșul acesta s-a dus mai degrabă acasă iertat decât fariseul care se bătea în piept și spunea că este cel mai bun. Unde ești în relația cu semenul tău? În relația cu semenii, oamenii au
următoarele două poziții, cel puțin. Prima, poți profita de semenul tău. Și foarte mulți fac aceasta. Profită pe seama semenilor lor. Profită pe seama fraților și a surorilor. Știu să se plângă, știu să motiveze, pentru că știu să manipuleze, manipulează, profită. Uitați ce spune Iov, 31, capitol, versetele 7 la 11. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, în raport cu semenii, atunci eu să seamăn și altul să secere și odraslele mele să fie dezrădăcinate. Asta este om cu caracter. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproape lui meu, uitați cât de drastic Iov cu păcatul, cu sine, în relația cu semenul, atunci nevastă mea să macine pentru altul și să o necinstească alții. Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vretnică să fie pedepsită de judecători. Iov spune, sunt curat. Eu n-am manipulat pe semen, nu am profitat pe seama semenilor. Credeți că degeaba spune Dumnezeu că Iov este cel mai neprihănit om de pe pământ? Iov n-a făcut lucrurile acestea. Dar care a fost poziția lui Iov și care trebuie să fie poziția ta față de semen? Poziția mea. Nu să-i manipulăm, nu să profităm pe seama lor, nu să-i batjocorim. Deci este să protejezi pe semen. Iov 31, 16 la 23. Auziți aceste cuvinte extraordinare. Dacă n-am dat săracilor ce îmi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fie avut partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, nu am mers pe relații, atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme, căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui. Ați auzit, fraților? Dacă a lucrat pentru tine, plătește-l. Pentru că știi ce spune Iacob, plata lucrătorilor cu ziua a fost oprită de tine, strigătul lor se aude până la mine. Dacă batjocorești, manipulezi și profiți pe seama fraților, a surorilor, a semenilor, într-o zi Dumnezeu face să ruginească aurul care nu ruginește și să ți se oprească binecuvântarea. Asta nu ca să te speriu, am citit în cuvântul Domnului, ați auzit? Omule, unde ești? În relația cu tine însuți, în relația cu semenul tău. Și apoi, unde ești? În relația cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu omul poate să fie numai în două poziții. Prima, ori împotriva lui, Matei 7:30, aici cuvântul Iisus, sunt cuvintele lui Iisus Hristos, nu sale bisericii penticostale sau baptiste sau ortodoxe sau catolice, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Punct. Nu este cale neutră. Dacă urăști Scriptura, dacă te deranjează, cum am văzut și astăzi la știri, nu știu în care stat aici s-a interzis să nu se mai spună rugăciune și God bless you la cuvântul de încheiere al liceului.
când cel mai bun din liceu se duce și ține un cuvânt de rămas bun către profesor și de toate, să nu se mai pomenească numele lui Dumnezeu și nici să se rostească vreo rugăciune. Iar studentul care a fost cel mai bun la liceu și-a ținut această cuvântare și-a prezentat speech-ul, vorbirea, a fost aprobată de președinte și când s-a dus în fața tuturor a rupt-o și a început cu rugăciunea Tatăl nostru. Și a spus, este protestul meu împotriva hotărârii acestei școli și acestui ținut. Să scoată numele lui Dumnezeu din școală și să scoată rugăciunea din școală din pricina unui ateist că se ofensează. Să se ofenseze toți ateiștii. Au cerut să aibă și ei o zi națională. Este 1 aprilie. S-o țină pe aia. Este ziua tuturor nebunilor. Și așa spăcăliți, nu? Nu există poziție de mijloc. Sunt numai două poziții. Dacă urăști Scriptura, dacă desprețuiești biserica, dacă consideri că pocăința e pentru oameni reduși mental, pentru oameni needucați și pentru bătrâni. Și vreau să spun că în pocăință sunt mulți oameni mai educați decât tine. Mai educați decât tine. În guvern sunt oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Dacă nu te rogi lui Dumnezeu, ești împotriva Lui. Sau a doua poziție, ești pentru El. Ori împotriva Lui, ori cu El. Matei, capitolul 7, versetul 30. Ori cu mine, ori împotriva mea. Ori cu mine, ori împotriva mea. Iar dacă ești cu Domnul, ești pentru El în relație cu Dumnezeu, atunci nu mai păcătuiești, 1 Ioan 3, cu 9, 5 la 18. Dacă ești cu Domnul, iubești pe frați și nu-i mai urăști, Ioan 13, 34 la 35. Dacă ești cu Domnul, dacă sunt cu Domnul, dacă suntem cu Domnul, atunci îl ascultăm, 1 Ioan 4, cu 6. Dacă suntem cu Domnul, atunci ne rugăm Lui și El ne ascultă, 1 Ioan 5, cu 14. În concluzie, la acest prim seminar, mari întrebări biblice. Este prima mare întrebare biblică. Adame, unde ești? Îți dai seama unde te afli, Adame, sau ai crezut că dacă te-ai ascuns după un copac, nu te mai vede Dumnezeu? Ai crezut că dacă te-ai ascuns după o personalitate celebră, nu te mai vede Dumnezeu? Te-ai ascuns în guvern, nu te mai vede Dumnezeu? Te-ai ascuns după familia păstorului, nu te mai vede Dumnezeu? Te-ai ascuns... Nu, nu este întuneric prea mare, nu este furtună în care poți să te ascunzi, dar este cea mai mare furtună în care poți să te ascunzi în Hristos și să ai protecția Lui. Nu recurge la soluții dezastruoase, nu fugi de fața Domnului. Dacă vrei să răspunzi la această întrebare și să ai viață, Adame, unde ești? Spune, Doamne, aici sunt. Sunt amărât, sunt plin de răni, plin de coptură, așa cum spune profetul Ieremia, profetul Mica, rănile mele sunt pline de puroi și miroase greu. Mi-am pierdut demnitatea, mi-am pierdut cinstea, mi-am pierdut caracterul, toate le-am pierdut, Doamne. Dacă nu mă restaurezi Tu, nu sunt bun de nimic. Credeți dumneavoastră că David s-a rugat degeaba când a zis, zidește în mine, Dumnezeule, o inimă curată. Pune din nou în mine un duc nou și statornic. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria Duhului Sfânt. Și-a pierdut caracterul, dar i-l-a dat Dumnezeu înapoi. De aceea a putut Dumnezeu să-l numească David, om după inima mea. Pentru că un om care se pocăiește este un om după inima lui Dumnezeu. Unde ești? Unde ești în relație cu tine însuți? Vrei să te măgulești mai departe?
Unde ești în relație cu semenul? Vrei să-l manipulezi, să profiți mai departe pe seama lui? Sau îl ridici ca și Iov? Unde ești în relație cu Dumnezeu? Ori cu El, ori împotriva Lui. Dacă suntem cu El, atunci suntem cei mai binecuvântați oameni. Avem toate lucrurile. Dacă suntem împotriva Lui, poți să fii cel mai bogat om de pe pământ. În final, n-ai nimic. Pentru că viața nu este numai aici, ci viața este aici abia începutul. Este eternă după mormânt încolo. Mă rog Domnului la această mare întrebare. Adame, unde ești? Omule, unde ești? Să poți să-i răspunzi Domnului, aici, Doamne, ai milă de mine. Amin.